Certificatul de vaccinare sau în funcție de incidență, dovada unui test negativ reprezintă biletul de intrare în restaurante, cluburi ori cinematografe. Personalul din astfel de locații scanează codul QR de pe respectivele documente, însă dacă documentul are sau nu legătură cu persoana care îl prezintă, poate fi stabilit doar de polițiști doar că neclaritățile din lege îi pune pe polițiști într-o situație dificilă. Avem o frântură de logică juridică, dacă s-ar dori aplicarea unei amenzi, nu ar putea să aplice amenda respectivă decât celui care organizează practic activitatea în spațiul respectiv, adică celui care poate să verifice realmente certificatul verde, adică patronul de restaurant, care la rândul său nu are posibilitatea legală din punct de vedere GDPR și așa mai departe să verifice buletinul. Patronii de restaurante spun că au mijloace limitate cu care pot doar să stabilească că dacă cei care le trec pragul au sau nu un certificat de vaccin.